Minorul a agresat sexual un coleg de celulă și l-a bătut. Incidentele au avut loc în perioada noiembrie-decembrie 2017, în penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Individul ar fi îndemnat și alți patru colegi, toți minori, să facă același lucru. De asemenea, acesta a înjurat gardienii și a sărit la bătaie. Cauza penală în privința persoanelor în cauza a fost expediată în instanță judecată, recent, urmând ca instanță să pronunță asupra vinovăției. Cei cinci deținuți riscă să primească până la 12 ani de pușcărie pentru acțiuni violente cu caracter sexual și nesupunerea prin violență cerințelor administrației penitenciarului. Minorii care au ucis tânăra din Strășeni s-au ales deja cu câte 6 ani și 8 luni de închisoare, după ce și-au recunoscut vina. Ulterior, Curtea de Apel l-a condamnat pe un tânăr la încă 2 ani de detenție pentru huliganism și pe ceilalți 2 la câte 1 an de pușcărie. Aceștia au avut un comportament agresiv pe perioada procesului de judecat, amenințând cu moartea un ofițer de urmărire penală, dar și pe sora victimei. În noiembrie 2016, tânăra în vârstă de 14 ani a fost găsită moartă într-o clădire părăsită din Strășeni. Expertiza medico-legală a arătat că fata a decedat după ce a fost lovită de mai multe ori în regiunea capului. Unul dintre cei 4 adolescenți nu a fost tras la răspundere, pentru că la momentul respectiv avea doar 13 ani.